generale siet în această seară frumoasă și importantă. Noi suntem de la Compania de Surprize și am venit să vă felicităm cu frumoasă aniversare a vârstei rotunde de 50 de ani. Primiți cele mai sincere felicitări și un sincer la mulți ani și vreau să vă mânez aceste cadouri. O tortă special personalizată pe care scrie pentru scumpul nan. Un coș plin de vitamine, oftim. Merci, merci. Și o sticlă de suman, ca să sărbătoriți acest eveniment frumos. Merci mult. Cu cea mai mare plăcere, v-ați dat seama de la cine este surpriza? Cred că vine de la cumătării din Spania. Eu vă dezvălui secretul în următoarea felicitare. Scumpul nostru nan, astăzi este jubileul tău de 50 de ani. Permite-ne să-ți spunem că viața ne oferă multe încercări și ne dă posibilitatea de a trece prin multe obstacole. Astfel, de ziua ta, noi suntem alături cu sufletul, îți urăm un călduros la mulți ani. Dumnezeu să-ți aibă în baza Lui, să-ți ofere toate bunătățile vieții, să puști în El în preajma celor mai dragi persoane ție. Nu uita că succesul și fericire te vor urma ca demersurile tale, iar bucuriile se exudă de la fiecare pas pe care îl faci. Îți urăm o viață plină de evenimente plăcute, la mulți ani. Cu drag, fiul Sergiu și cu mătrii Ivan și Ileana. Mersi mult! Mersi. Aplauze pentru dumneavoastră! Dacă aveți un mesaj și le transmiteți. Dragii mei, Sergiu, Vaniușa și Lica, la mulți ani și vouă, mersi mult! Cu plăcere, sunt profat. Aș vrea să adaug că aceștia sunt prietenii noștri de foarte, foarte mulți ani. Ne-a legat o prietenie, așa pruminească, sunt niște băieți foarte complicate. De treabă și care e specific pro prietenia noastră cu această familie care a făcut-o Vanin în această seară, această surpriză, este că copilașul lor de 4 anișori a găsit cuviință să-l iei el singur pe noi din an. A venit singur cu pânica și cu cuvertură. Eram cu părima acasă că ne așteptate și au spus că nanu, eu vreau cu voi să fiți în anii mei. Un copil de 4 ani care acum este mare și ținem o legătură foarte așa apropiat, toate de parte de noi, în orice ocazie când putem, comunicăm, vorbim, eu vreau să spun, dragii mei, că vă iubim, vă respectăm foarte mult. În deosebi, Sergiu, mersi mult în faptul că toată lumea a ales cu noi să fim în anii tăi. Lilica și Luvanciu, mult sănătate, ne dor de voi și vă așteptăm acasă. La mulți ani, mersi mult! Cu plăcere! Lica Baciu, Sergiu, eu vă zic mersi mult, a fost și este o surpriză foarte plăcută, în general pentru Nanu, care știți că vă stimează, vă iubește și vă respectă foarte mult. Eu vă zic mersi mult că n-ați uitat de acest eveniment important pentru Vadim. Îmi pare rău să te iei departe, dar vreau să vă spun bine sărbătorile de Crăciun, să dăi Dumnezeu ca casa voastră, să fie numai pace, liniște, bunăstare, să vă împăcați, să vă înțelegeți și Dumnezeu să vă apere, să vă păzească în tot ceea ce familia ta, mămica, sunteți alături, să dăliți sărbătorile cu bine